prin anii 90, imediat după Revoluție, când lângă turnul ăsta, cum zice, lângă Intercontinental, nu știu ce ambasade acum, Israelul sau ce, erau niște tomberoane. Erau în așa fel aranjate încât erau foarte interesante pentru pictură. Mă, și m-am pus și aveam un șevalet din asta de câmp și am pictat. S-a strâns lumea ca la circ. Dar nu-ți mai spun, pe gardul ăla s-au afișat niște pisici care, uite, așa stăteau și să fie și ele pictat. Bineînțeles că l-am surprins acolo. Lucrarea interesantă. Mi-a cumpărat-o unul din Viena. Pentru că lui a plăcut ideea asta. Uite, domnule, ce pot să... Nu mai bine așa, că așa era prea zgrizulită. Și... aici cred că era un fel de geam, ca să nu las tot suprafața aia mare așa. Aici un fel de... Vezi, nu trebuie mult, mult la o schiță. Bingo! Te-ai mai trezit cu așa ceva? Și aici nu mai dau, că după aia o preîncarcă. Vezi? În abureala asta așa ușoară, cu griurile astea, niște punctații, nu? Și deja aș ține compoziția. Hai, când se uscă, ce ofer. Că tot ai fotografiat-o tu și ți-ai făcut un fel de zi. Un folder din ăla, te-am văzut pe Facebook, e un folder cu strada Buzești. Bă, eu am fost tușat când s-a făcut, cum să spun, discuția asta vis-a-vis, da? Acum nu te poți împotrivi, cum să zic, vremurilor. Oricum, era o stradă răpănoasă. Eu sunt totuși pentru a evoluția unui oraș. Nu poți să rămâi și cu pictura ca la 1900. Început de 2000, nu se face, nu. Da, e și pentru arta asta care se face de astăzi, art today ăsta care este ușor cam... Arta de astăzi este un pic așa, să fie shocking, să fie cu o trimitere ușor politică, nu se mai face de dragul plăcerii, nu, de dragul frumosului, nu, accepțiunea de arte frumoase, cândva se numea bele arte, nu, acum nu, arte vizuale, și eventual să fie așa un discurs din asta care surprinde toate, aproape toate tendințele într-o fi. E un fel de... Nu se mai face peisaj, foarte rar. Tinerii nu mai fac peisaj, e ceva. Nu, dar știi care e partea frumoasă? În peisaj reușești să spui niște emoții interioare, niște tânguiri, aș putea pune, niște stări din astea aproape intime, știi că aici sunt niște forme, spune, care te traduc pe tine într-un fel, dacă psihologic iei o imagine, o poți să o decodifici așa. Și te lasă un pic peisajul, te lasă să folosești culoarea, alții nu mai folosesc culoarea, dar fac aproape ca un obiect sau ceva decorativ, sau nu-ți mai transmite, cum să spun, ceva așa dezinvolt, ceva liber. Mi parcă totul calculat, totul foarte gândit, foarte precis și în final te lasă rece. Nu te reține. Nici nu știu cine să zic eu de astăzi, de care aș fi foarte recent, ce artist. Decât m-aș uita tot la artiști ăștia care sunt coloriști, să zicem, Parghel, Vasile Popa și Eliza, care încă îi mai știu ca peisagist. Și Onoratie, să zic așa, sau așa niște... Sunt alte nume care artiști care sunt ok, sunt foarte buni, dar vorbeam noi de Marcel. Marcel și-a găsit un traseu foarte interesant, dar e un pic decorativ, îl găsesc decorativ și are ceva din zona, ca și cum ar fi niște... pauze din asta pe care le folosesc artiștii decorativi la textile. Știi, la terminat mi se pare că textile, tapiserie, ceva de felul ăsta. Și ei fac niște pauze, niște desene din asta colorate
Și după care ei după aia fac țesătura respectivă. Nu l-am văzut, cum să zic, da, pentru el tema pe peisajul sau portretul ceva minor. Atunci fugă niște zone din astea foarte inteligente de altfel, dar care nu mai sunt pe perimetru, să zicem, picturii. Ca o să zic, ce e pictură? Păi așa, în sensul tradițional, cam asta e paleta largă. Altele, deci, țin de alte departamente din astea, să zicem, cum specifica lor. De exemplu, Petru Lucaci, el era foarte colorist la o perioadă și chiar îmi plăcea, avea o pictură din asta foarte gestuală și foarte liberă. A fost o pictură epurată, aproape alb-negru, e pictură în felul lui, dar nu știu. Cine mi-a dat o lecție foarte frumoasă a fost David Hockney, când am văzut în 99 la Paris o expoziție despre Marele Canyon, unde avea niște pânze imense, de 4 metri pe 7 metri, avea două pânze într-o sală, de o parte și de alta, și aveai senzația că ești în Marele Canyon. Dar partea frumoasă era că toată lucrarea asta mare era lucrată aproape ca un fov, în care a folosit materie picturală, cum să spun, cu densitate. Și când te apropiai de pictura asta, avea ceva magnetic, era ca la pictura lui Van Gogh, știi? Că pe Van Gogh când îl vezi de aproape, odată vezi că tușele sunt puternice, generoase, tușe de culoare și lucrate cu un fel de plăcere, știi? Și asta, cum să spun, dă un anumit magnetism picturii tale. Vorbeam eu de o anumită energie. Ei, la David Hockney ăsta, când te apropiai de pânza aia, domnule, îl simțeai pe omul ăla că era în fața pânzei și picta cu o plăcere nebună, știi? Și când erai și în așa, nu era o pictură în care tu ai pus culoare, nu, era o pictură în care culoarea se suprapunea cu altă culoare. Măi, era o bogăție imensă și de aproape, dacă puneai mâna pe tablou, culorile alea de un oranj, nu știu ce, simțeai că îți frige palma de căldere. Dar el, în fond, a surprins o imagine de după amiaza Marelui Canyon, când lumina aia ușor gălbuie, știi, care o lasă pe o rocă, domnule, aia dă o anumită dogoare și în sala aia dai senzația că e o anumită dogoare care ți-o dă Marele Canyon. Dar, de fapt, era o stare a picturii care era extraordinară, domnule, era de o forță și era peisaj, nu era altceva. Banalul peisaj. Bine, el avea niște schițe, la modul, niște fotografii ale Marelui Canyon, în care erau bucăți din care el fotografia bucata asta, până suprapunea, adică aduna nu știu câte sute de bucăți de fotografii pe care le reconstituia, cum face la noi Chirali, deci nu e foarte pionier, eu văd dar nu, procedeul e valabil pentru oricine, că a luat bucăți de fotografii, deci o fotografie, și constituie dintr-o dată, la modul ăsta, Marele Canyon, care venea cu o plantă pe aici, nu știu ce. Bine, lucrarea, că el cum putea să o ducă din America? Era din, nu știu, vreo 70 ceva de bucăți mici. Erau așa, mici, pac. Și el a pictat odată per general și pe urmă la altă aproape fiecare lucrare de asta mică, de a încărcat-o de substanță. Și atunci, când o vezi de la distanță, o lucrare mare, te atrage, că dacă e lucrată cu energie, energia te absorbe, ca un magnet. Asta e un mare secret. Știi? Și atunci am zis, ia uite, domnule, unul care a făcut o tinerețe întreagă numai pop art, de bună calitate, el era un pionier bun al pop art britanic. Bă, dintr-o dată s-a întors la fovi. Că fovii au revoluționat într-un fel pictura, pentru că impresionismul a adus-o până la Leșin și ăștia au reluat desenul, culoarea deja era dusă mai departe de la impresioniști, dar au folosit tușă mai puternică, mai dezvoltată, și vine unul după vorba aia 60 de ani să invoce din nou fovii, care să dea picturii din nou plămâni, domnule, că pictura anilor după război, până în perioada, să zicem, pop-artului, post-pop-art, a fost leșinată, a fost moartă, a fost fără culoare, a fost mai mult idee, știi? Și a zis, nu, domnule, pictura îi dăm din nou picturii plămâniei necesare, știi, domnule, lucrăm cu culoare, că asta e pictorul, pictorul lucrează cu culoare, nu cu idei, nu cu politică, o face politician, o face altcineva, tu faci ăla cu
culori încât pe mine să mă faci să am o emoție în fața picturii tale, încât o emoție care ca poate fi așa, că la un moment dat, acolo erau, de fapt, în lucrările alea lor cu Marele Canion, erau niște contraste în fond de complementare, de cald-rece, de cald-rece, de galben-violet, de oranj-albastru, avea două tipuri, de două complementare, și odată un contrast de închis-deschis, deci contrastul complementar de cu două perechi și un închis-deschis. Plus, lucrările, erau două lucrări mari, mari care erau puse într-o sală față în față. Și asta îți dădea într-o dată senzația că ești ca în canion. Dar aici îți mai dădea și senzația de căldură. Deci o pictură care nu are culoare nu îți dă senzația asta. Uite-te la pictura lui Ciucurencu. Pictura lui Ciucurencu este o pictură eminamente calorică. El la el ori cald-rece, ori cald-cald, ori e rece-rece. Că și asta poți să faci o pictură de culoare. Și nu se mai face. Să știi că nici profesorul nu mai dau. Printre ultimii profesori care mai dădeau lecții astea de pictură care să sonorizeze, de la Cilievici, nu știu, ăștia foarte care sunt acum în Academie la noi. De asta e. Nu că nu-ți mulțumesc, sigur, fiecare face cum vrea acum ce face, nici nu știu cum. Dar constat așa că nu se mai face o pictură, nu se zic, în care să-și pună probleme de culoare, ci mai mult așa de șoc, de lucruri astea inedite, orice poate fi temă, da? Nu știu, cred că cel mai frumos temă este atunci când vezi un pictor că stăpânește să lucreze cu culoare, cu paleta și, de ce nu, chiar cu o paletă din asta, cum să zic, spectrală. Aici, cel mai greu să lucreze. Unii s-au redus și au cântat foarte bine pe o paletă redusă. Maestru Corneliu Baba l-a lucrat pe o paletă redusă. Ciucurencu nu, pe o paletă largă, plină, plenară. De-aia el este, în opinia mea, nu numai a mea, eu cred că este cel mai mare colorist al nostru. Colorist. Așa, încă mai rămânem că, într-adevăr, Andreescu rămâne artistul numărul unu al nostru. Asta a spus-o și Grigorescu. Și au avut și voci foarte frumoase și adevărate despre Tonița. Și există un adevăr că și Tonița ar putea fi unul din marii noștri și unul poate printre întâi, între primii. Ah, îmi vine să râd ca Mozart.